În continuare, ne vom ocupa de ecuațiile asimptotelor spre infinit pentru câteva funcții date. Ne vom ocupa în primul rând de f de x iar tangent de x minus arcotangent de x. Să vedem. Căutăm în primul rând asimptote orizontale și începem prin a calcula limita când x se duce la infinit din f de x, adică limită când x se duce la infinit din arc tangent de x minus arc cotangent de x. Când x se duce la infinit, arc tangent de x se duce la pi pe 2, iar arc cotangent de x se duce la 0. Și atunci limita este pi pe 2. Finită. Așadar, dreapta de 1 de ecuație y egal cu pi pe 2 este asimptot orizontală la infinit. Aceasta deoarece, atunci când x se duce la infinit, valorile lui f de x sunt din ce în ce mai aproape de pi pe 2 și oricât de aproape. Să trecem în continuare la exercițiul 2, care ne cere să determinăm asimptota funcției x sin de 1 pe x spre infinit.